Alex Pițurcă și-a îndreptat atenția către o altă domnișoară. Piții Junior s-a refugiat în brațele unei blondine sexy. Cine este femeia cu care s-a afișat craiul, dar și unde și-au făcut apariția, aflăm chiar acum. Și așa a făcut. Alex Pițurcă și-a deschis sufletul din nou, iar în viața lui a apărut o altă domnișorică, una blondă de această dată. Cumva nici bine nu s-a răcit jumătatea cealaltă a patului că, hop, a apărut o altă ea, diferită total de Cristina Ih, cea de care s-a despărțit în urmă cu câteva zile. Nu e șatenă, e blondă, iar dacă ar fi să analizăm cu atenție imaginile, totuși observăm că cele două fete au ceva în comun. Buzele sunt la fel de cărnoase și apetisante. Nu știm ce poate citi pe buze Alex Pițurcă, însă îi plătește Cristinei Ih cu aceeași monedă, după faptă și răsplată, cum s-ar spune. Doar că Piții Junior și noua sa parteneră par tare fericiți împreună, ba chiar se distrează de mama focului. Unde altundeva, dacă nu în cluburile de fițe ale capitalei. Tot aici, în urmă cu ceva timp, Alex Pițurcă petrecea alături de Cristina Ih și culmea cu același anturaj. Cumva a fost repede dată la o parte nu doar de Piții Junior, ci și de prietenii comuni. Sunt aici să uit de tine, să mă pierd departe în mulțime. Sunt aici să uit de tine, să mă mint într-una că-mi e bine. Lasă, Piții, că mai mult ca sigur, domnișoara te va ajuta să uiți și de momentul în care ai aflat urâta veste. Adică, știi tu, partea cu întâlnirea Cristinei Ih cu fostul. De fapt, motivul despărțirii voastre. Poate o ai iertat-o sau poate o ierți. Păi, de ce să o iert? Ce să iert? Mai ești cu ea sau nu mai ești cu ea acum? Păi, cum să fiu cu ea din moment ce ea era cu fostul? Pentru mii de zâmbete pe care nu le-am zâmbit, pentru tot ce n-ai făcut, astăzi vei.